Mai ales că toată lumea este pregătită să danseze până spre dimineață. Rezistați până spre dimineață? Da. Felicitări. Așa să fie. Bun, continuăm petrecerea și vreau să vă spun că următorul invitat este un om senzațional. Atenție mare, a plecat în Franța, iar de vreo 27 de ani deschide întotdeauna festivalul de film de la Cannes. S-a întâlnit cu foarte mulți actori acolo, iar astăzi vine aici pe scenă un artist internațional, Samu Nicolas, omul care a început prima dată cu vioara când avea 3 ani.